Bună, sunt Iulia Albu și bine v-am găsit la un nou episod din Verdict Iulia Albu. Wow! Sau bau, bau, doar pe cafetele.ro. Astăzi vom vorbi despre decolteu. Pentru că nu e așa, nu toate dintre noi avem neapărat acel boost extrem de generos și nu întotdeauna lucrurile se așează la fel de bine sau avem noi senzația, mai bine spus, că lucrurile nu se așează la fel de bine până cum s-ar așeza pe alte prietene ale noastre. Astăzi vom vorbi despre cum trebuie să purtați decolteul în funcție de tipul de corp pe care îl aveți, din punct de vedere anatomic firește, dar și care sunt decolteurile care, se spune, sunt cele in în acest moment. Și vom începe cu primul exemplu de astăzi. Este un decolteu clasic. Eu recomand acest tip de decolteu tuturor celor care aveți un bust nu foarte mare sau chiar foarte, foarte mic, pentru că întotdeauna va accentua anumite lucruri, dar va și păstra o senzație de fragilitate în siluetă. Este foarte bine să purtați acest decolteu și acest tip de mânecuță oarecum. Nu, mă ofereze și se cuvinte mânecuță. Acest tip de mânecă, să spunem, deși este impropriu spus, pentru că până la urmă este doar o bretea ceva mai lată, dacă aveți și brațe foarte, foarte fine. Dacă aveți un braț ceva mai plin, nu va funcționa la fel de bine, pentru că pur și simplu nu se va descrie așa cum trebuie. Sigur că este foarte important ca corsetul pe care este construit acest decolteu să fie unul extrem de bine gândit, dar în principiu acest lucru se poate rezolva foarte simplu dacă alegeți o piesă de calitate. În următoarea imagine avem pe Kate Blanchett, care, ce credeți, nu are un decolteu. Ei bine, această imagine este mimat un decolteu prin acel colier foarte mare pe care ea îl poartă. Firește că nu există niciun fel de restricție de vârstă, chiar dacă este foarte recomandat după vârsta de 40 de ani, când poate nu mai doriți să vă arătați atât de mult această zonă, sau pur și simplu participați la o petrecere corporate, să spunem, sau un eveniment care nu permite foarte, foarte multă expunere în general. Mergem mai departe la Charlize Theron, care are un decolteu foarte, foarte potrivit pentru un corp extraordinar de bine lucrat. Nu, acest decolteu nu se va așeza foarte bine pe un piept foarte, foarte mare, va arăta disgrațios sau nu neapărat disgrațios, cât vulgar în anumite contexte. Dacă totuși aveți un bust foarte, foarte proeminent și vă doriți acest tip de decolteu, recomandarea mea este să nu plusați și cu o fustă foarte scurtă și să mergeți pe ceva foarte lung și simplu în partea de jos și, atenție, să optați pentru un machiaj de tonat natural. În următoarea imagine avem un decolteu foarte adânc, potrivit exact siluetelor foarte plate. Și eu mă încadrez în această categorie și firește că n-aș putea să-mi pun lucruri care să-mi evidențieze lucrurile pe care spunem că nu le am și pe care nu-mi doresc să mi le fac sub alte forme. Dar da, acest tip de decolteu foarte, foarte adânc este potrivit, mai ales dacă rochia este foarte lungă, dacă avem o pereche de pantaloni în partea de jos sau dacă mergem pe culori foarte, foarte puternice. Ceea ce este de observat în această imagine este că acest tip de decolteu și în acest context funcționează foarte bine pentru că avem acele accesorii geometrice. Nu aș încerca să încarc foarte mult acest styling cu forme Art Nouveau, ci aș merge exact ca în cazul de față pe Art Deco și geometrie. În următoarea imagine avem iarăși un fel de decolteu mimat. Sigur că acest tip de croi are un dublu avantaj, pe lângă faptul că creează senzația de volum în zona bustului, va subția foarte, foarte mult și talia, pentru că vedeți acele inserții negre de pe laterale. Recomand acest tip de decolteu sau de structură a rochiei atunci când nu vă doriți să expuneți foarte, foarte mult, ca și atunci când aveți o siluetă, atenție, androgină. Funcționează foarte bine acesta de asemenea și cu o coafură garçon, dacă vă regăsiți, sau de ce nu, fără deloc. Ați avea senzația că este ceva foarte extravagant, dar dacă urmăriți câteva imagini cu Sinead O'Connor, veți vedea la ce mă refer. Mai departe o avem pe Penelope Cruz, care are un decolteu absolut superb, care nu are vârstă și care nu are sezon până la urmă. Dacă veți avea vreodată o asemenea rochie în garderobă, vă garantez că o veți purta toată viața și o veți lăsa cu succes și moștenire mai departe. Ultima imagine de astăzi este cu Sofia Vergara. Ei bine, Sofia Vergara are o siluetă impecabilă, o siluetă clepsidră, pe care multe femei și-ar dori-o. Cu toate acestea, câteodată și aș dorește să pară ceva mai filiformă, motiv pentru care a optat pentru acest volum în partea de sus, care aparent ar încărca, dar care în esență subțiază foarte mult zona taliei și zona șoldurilor.
Puteți să faceți asta, dar nu atunci când aveți niște brațe foarte fine. Dacă vreți să purtați acest tip de croi și nu sunteți neapărat o tipă filiformă, alegeți să o purtați cu o maletă sau cu ceva care să acopere zona de gât și de brațe. Sunt Iulia Albu, iar asta a fost verdict Iulia Albu. Wow! Sau bau, bau! Vă aștept și data viitoare doar pe cafetele.ro.